Și vă bateți cu șoferii? Mamă, ia că obraznic șoferul. Eu nu vă spun încă o dată, domnule. Aici e interzis. Gata, blocați intrare. Domnule, dacă e bolnav, aici e interzis. Chemăm ambulanță. A nu cum nu mă scrieți la vot. Domnule, de ce sunt cător? Omul nu m-a ieșit din mașină, eu suntem la volan, nu m-a ieșit din mașină. Eu te fac, nu că nu eu trebuie să-l aștept. Băi, omule, eu zămuresc încă o dată, nu m-a ieșit din mașină, eu suntem la volan. Aici a blocat intrarea la ambulanță. Eu îți lămuresc încă o dată, destul de clar și cu vânzător, înțelegi? Eu am dat, el s-a dat jos bolnavul, eu m-am oprit, se dă jos bolnavul, înțelegi? Băi, omule, eu îți lămuresc încă o dată, bolnavul s-a dat jos din mașină. S-a dat bolnavul jos din mașină. Ce le-a utilat la mea? Băi, omule, e dizel, băi! E dizel, ce le-a utilat? Și vorbiți voi! Da, domnule, domnule, aici am creat evenimentul, pentru asta ați primit o amendă. De la 1000 până la 2000 de. Eu am dat acolo. Eu nu l-am dat jos la bolnav. Eu nu l-am dat jos la bolnav. Eu nu văd semnul. Bolnavul s-a dat jos la bolnav. Eu nu am dat jos la bolnav. Golanii și eu șters-o din gara, așa? Au văzut că miliția începe să-i tragă de mână și au zis că da, nu, na. Dar erau când a ieșit noi, era unul cel puțin. Da, dar ei nu așteaptă persoane, ei iau clienți de aici. S-am complicat pe rută, băietul, are treabă. Incredibil, poliția face ordine în fața spitalului Sfânta Treime. Unde erau tot felul de taximetriști ilegaliști, tot felul de cetățeni parcați ilegal, unde nu puteai să traversezi în siguranță, unde nu puteai să oprești transportul public în stație. Tot era împânzit cu mașini parcate ilegal. Acum s-au apucat de făcut ordine. Cât timp are? Până când? Onorale, faci chiar și proces verbal. Bun. Minunat. De mult trebuie. Mai ales asta de poliție, că e plătită din banii mei. Vrei să bagi în seama, mă, când stai legal aici? Taxi ilegal. Și scoți. Ca să arăt la poliție. Stai ilegal aici. Stai ilegal aici cu mașina. Da, piauti, trecere de pietoni. Și aici ai voie să parchezi, da? Lângă trecerea de pietoni. Eu mă duc un bolnav și mă dea la poliție. Da, tu ești un bolnav? Eu mă duc un bolnav. A, da, bun, înțeles. Stai de culisapietă. Da. Îmi duci scat și te mă dezmătă. Da, dacă îmi stau aici, ce să-mi faci? Ha? Dacă îmi stau aici și o să te filmezi, ce să-mi faci? Da, nu-ți fac nici, dar ce să mă filmezi? Duci la filmează la televizor. Filmează. Stai arăt la televizor și pe aici stă taxi ilegal. La ce firmă lucrez? La firma Mafiei. De unde mama m-a făcut în 73? Dacă ar fost alegerea mea, eu nu prea aș fi vrut, dar dacă m-a făcut de-am gata.
Trebuie să luați act de existența mea. Ei, să aștept să vină să-l roage poliția să plece de aici. Taxi ilegal. De la firma mafiei. Și aici sta tot. De 100 de ani îl văd. De 100 de ani îl văd aici. Și se face că nu cunoaște. Aha. Eu să învăț reguli. Nu blocați trecerea. Nu știu pentru ce ne-i scris chestia asta. Clar. Artiștilor.